Doamnelor, domnilor, alături de mine este domnul Gabriel Grecescu, secretar al Federației Române de Șah. Domnule Grecescu, mă bucur foarte mult că ați reușit să ajungeți. Știu că aveți un program foarte încărcat. Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Cu siguranță această emisiune o urmăresc toți șahiștii cu mult interes și aș dori să încep mulțumirile directe adresate și domnului Erbașu, care este un susținător al șahului în general și în particular al acestei emisiuni de atâția ani. Îmi pare rău că n-am reușit să venim mai des în ultima perioadă, dar Ați fost ocupați, nu? Cu organizări. Și chiar am văzut că s-a întâmplat acum o modificare destul de recent legată de susținerea noilor jucători care se înscriu la un club pentru prima dată. Da, într-adevăr, în cadrul adunării generale din 8 decembrie, împreună cu cluburile de șah din România, am ajuns la concluzia, am propus, ne-am dorit cu toții împreună să susținem legitimarea tuturor noilor copii, în primul rând, dar deopotrivă și adulților, și astfel taxa de primă legitimare va fi returnată cluburilor în baza unei proceduri de două ori pe an, o dată în luna iulie, la începutul lunii iulie pentru prima jumătate și ori la sfârșitul lui decembrie sau începutul lunii ianuarie 2025 pentru cea de-a doua jumătate. Mi se pare extraordinar, pentru că într-adevăr cluburile fac foarte multe pentru noi legitimați. Și acel fapt în sine, să te duci să găsești oameni interesați, să-i aduci la club, să-i convingi să vină. Am încercat și pe această parte să ușurăm procesul de legitimare. În momentan funcționează în paralel cele două proceduri. Începând cu data de 31 martie, va fi exclusiv procesul de legitimare, se va face exclusiv online. Oh. Și ne-am digitalizat și la Federația Română de Șah. Știu că și Tiberiu se ocupă, Georgescu, de partea aceasta și mi-a povestit mai multe. Într-adevăr, e foarte, foarte bine să ai acces online la toate aceste informații și vă felicit pentru toată această inițiativă de a aduce și șahul mai ușor pentru toți cei care sunt interesați de informațiile din șah, să le poată accesa ușor pe site-ul Federației Române de Șah. Ce alte proiecte mai aveți acum la început de an? Bineînțeles, vom continua organizarea circuitului Grand Prix România și în acest an. Încercăm să îmbunătățim de la an la an cifrele. Lumea ne cunoaște atât în Europa cât și în lume, deși în primii ani era oarecare așa nedumerire din partea lor, chiar se acordă premii atât de mari, e vorba de 175.000 de euro doar fondul de premiere al circuitului România Grand Prix. De asemenea, continuăm cu campionatul național care se va desfășura la Eforie Nord, fond total de premiere de 20.000 de euro. Cred că suntem singura federație din România care acordăm la un campionat național astfel de premii, 20.000 de euro. Ne bucurăm iarăși să vedem foarte mulți copii care participă la competiții. În luna aprilie vom continua cu campionatul național de juniori, unde ne dorim să vedem și acolo cât mai mulți copii care vin către șah. Vara, chiar la începutul verii, sfârșitul primăverii, va urmări, cred că toată lumea, turneul candidaților care se va desfășura în Canada în luna mai. Urmează o serie de trei etape de Grand Prix la Cluj, Timișoara, Arad și Brașov. După care vom merge, bineînțeles, la Olimpiada de șah de la Budapesta, unde ne dorim să avem un rezultat cât mai bun, atât cu echipa masculină, cât și cu echipa feminină. De asemenea, ceea ce vom începe acum, chiar din 20 februarie, peste câteva zile, vom avea sesiuni online cu toate cluburile, cu conducătorii de cluburi sau reprezentanții acestora, în care vor putea adresa întrebări deschise, să ridice anumite probleme. Ne așteptăm iarăși, dacă un club din Timișoara are o anumită problemă, poate este un club din Iași care s-a mai întâlnit cu problema respectivă și poate să ofere direct soluție. În unele situații o cunoaștem și noi la federație, dar de multe ori sunt
probleme este locale. Este foarte binevenit această deschidere a federației și da, chiar întâlnire online, de ce nu, oamenii pot să intre mai ușor, să discute între ei și să existe această informație și de la cluburi către federație și invers, să circule mult mai ușor. Nu? Da, ne bucurăm și, bineînțeles, cluburile sunt motorul federației. În prezent sunt aproximativ 260 de cluburi, chiar peste s-au mai afiliat câteva cluburi. Afiliate în acest moment. Da, afiliate în acest moment la federație. Suntem peste 20, avem o bază de peste 25.000 de jucători, a treia federație. Suntem, da, a treia federație ca număr de jucători în toate sporturile din România. După fotbal, fotbaliștii dau peste 100.000, da. Basket undeva 35.000 și noi avem 25.000. Ne bucură acest lucru. Suntem apreciați atât de Agenția Națională pentru Sport, cât și de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Nu mai departe de gala, în cadrul galei din luna decembrie, a fost prezent și domnul Covaliu. Ne bucură toată această expunere. Da, a fost o gală chiar deosebită, gala șahului românesc din data de 7 decembrie, știu, mi-aduc aminte că a fost pe 7 decembrie și toată organizarea a fost de excepție, chiar și Hagi a fost prezent, pe mine m-a impresionat pentru că văd legătura aceasta între a forma o bază de copii și a ridica pe cei mai buni și între șah și fotbal, de ce nu? Și știu că ați avut recent un seminar pe care Federația de Șah l-a organizat cu cel mai mare antrenor din India, Ramesh, și chiar și cu Dieter Nisipeanu, brașoveanul Dieter Nisipeanu, care s-a reîntors și joacă acum pentru România. Da, suntem cu adevărat onorați și norocoși în același timp să putem organiza astfel de cantonamente pentru juniorii din România. Domnul Ramesh, considerat unul dintre cei mai buni antrenori de șah pentru copii din lume, peste 40 de medalii. A venit aici, da, în România să, da, sprijine copiii. Și anul acesta, într-adevăr, Dieter Nisipeanu s-a alăturat și el programului. Noi am aflat, nu știam exact că Dieter are deschidere în această zonă, dar trebuia ne-a spus... să urmăriți emisiunea, pentru că a spus în emisiune acum un an jumătate că nu exclude reîntoarcerea la Federația Română de Șah. Da, nu știam, nu mă refer la, la reîntoarcerea pe lista federației, ci mai degrabă la lucrul cu juniorii. Okay, cu juniorii. Da, da. El a mai avut niște stagii în trecut cu Academia domnului Ramesh, mm-hmm, și de acolo a pornit discuția. De asemenea, doresc să-i mulțumesc lui Cătălin Ardelean, unul dintre cei mai sufletiști, pasionați și bine documentați antrenori, care asistă și coordonează aceste grupe de copii între două cantonamente. Da, am avut știre chiar înainte acestui interviu. Telespectatorii noștri vor vedea știrea despre acest seminar extraordinar care a avut loc și copiilor le-a plăcut atât de mult încât spuneau că ar mai fi vrut să mai dureze, că s-a terminat prea repede, dar vor mai fi și alte etape, nu? Da, da, va continua luna martie și mai. Deja s-au stabilit datele. Urmează ca în perioada următoare să se stabilească și celelalte trei cantonamente rămase. De asemenea, în vara acestui an, mai ales pentru că am văzut cum se dezvoltă zona Prahova și Asociația Județeană. Vă spun în premieră, dacă tot am venit la dumneavoastră, facem toate eforturile astfel încât să susținem organizarea campionatului mondial școlar pe echipe la Ploiești, da, în luna iulie acestui an. În luna iulie exact acestui an. Și sperăm ca acest lucru să se întâmple. Oamenii de acolo sunt pasionați, își doresc să facă șah. Autoritățile locale, din câte am înțeles, vor oferi o susținere importantă pentru acest eveniment. De asemenea, va fi la Ploiești un campionat european, dacă nu mă înșel, dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere, undeva în luna mai. Se întâmplă lucruri în România. Federația Română de Șah cu siguranță a făcut pași în direcția potrivită. Asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe ureche, continuăm să muncim, suntem deschiși la feedback, suntem conștienți că prin volumul de muncă care este, se mai întâmplă și să greșim.
chiar ne-am bucurat să primim mail-uri de atenționare, se întâmplă, dar niciodată nu o să facem vreun lucru tendențios, astfel încât să împiedicăm organizarea unui eveniment sau a vreunui desfășurarea altei competiții. Da, și mi se pare că într-adevăr s-au întâmplat foarte multe lucruri bune de când ați implementat toate aceste proiecte. Inclusiv am apreciat foarte mult că a fost acest Hall of Fame cu domnul Florin Gheorghiu la ediția trecută a Galei Șahului Românesc, iar acum domnul Pavlov. Am apreciat foarte mult pentru că din experiența dumnealor au dat atât de mult către șah și este și responsabilitatea noastră, nu, să dăm înapoi, să le aducem recunoștința pe care o merită, cu siguranță, și de aceea vă felicit pentru toate proiectele. Văd că sunt vești bune, chiar mai bune decât eram eu la curent când am început interviul, și vă urez mult succes pe tot parcursul anului. Dacă aveți un cuvânt de încheiere pentru cei care urmăresc activitatea Federației Române de Șah. În primul rând să continue să se bucure de șah, să iubească șahul, să îl joace oriunde sunt, fie că sunt în vacanță, la școală, așteaptă un tren, un avion, pe telefon. Șahul te ajută să îți dezvolți gândirea creativă și organizată. Vă așteptăm pe cât mai mulți la șah, fie că sunteți în România sau peste hotare, și voi încheia cu sloganul Federației Române de Șah: să fie șah! Să fie șah, doamnelor, domnilor, urmează cugetarea regelui. Șahul e o poartă către mintea copilului, un câmp al creativității și jocului. Prin el, copiii își pot exersa plăcut gândirea creativă, strategică și logică, învățând să rezolve probleme chiar și sub presiunea timpului.